Revenire surprinzătoare la Casa Iubirii. I chiar îmi era dor. Concurentele au rămas mască. Sezonul 3 al emisiunii Casa Iubirii a fost marcat de o revenire neașteptată, care a stârnit un val de emoții și reacții intense în rândul concurentelor. Mihaela Houma, câștigătoarea sezonului anterior, a pășit din nou în platoul emisiunii Canal D, aducând cu sine nu doar amintiri, ci și sfaturi prețioase pentru fetele din noul sezon. Apariția ei a fost cu adevărat spectaculoasă, iar atmosfera din casa iubirii s-a încărcat imediat de suspans. Concurentele, aflate în plină competiție pentru a găsi dragostea, au rămas mască atunci când au realizat cine este tânăra misterioasă care a pășit în cameră. Multe dintre ele au încercat să ghicească identitatea Mihaelei, iar unele au anticipat cu entuziasm o posibilă revenire a ei în competiție. Mihaela Homa a revenit la casa iubirii. Mihaela nu a venit doar pentru a-și revedea fostele colege, ci și pentru a le oferi sprijin și încurajări. Într-o discuție deschisă cu fetele, ea a subliniat importanța răbdării într-o relație și a mărturisit că, la 30 de ani, nu mai este dispusă să se arunce cu capul înainte în dragoste. Una dintre cele mai interesante revelații ale serii a fost relația dintre Mihaela și Julia, o altă concurentă din sezonul 3. Deși amândouă sunt puternice și ambițioase, Mihaela a recunoscut că, de-a lungul timpului, nu s-au înțeles bine. Această sinceritate a stârnit discuții aprinse printre concurente, care au început să-și împărtășească propriile impresii și experiențe. Întrebată despre eventualele regrete legate de experiența sa în Casa Iubirii, Mihaela a fost deschisă și a spus că regretă profund că nu a reușit să-și întâlnească perechea ideală așa cum și-ar fi dorit. Ea, Teodora. Ai plecat cu vreun regret din Casa Iubirii, la finalul sezonului? Mihaela. Nu. Atât că am plecat singură. Teodora și dacă ai mai repetă. Experiența ai schimbă ceva în comportamentul tău? Sau ai fi fix la fel? Mihaela, cred că am învățat să fiu mai calmă. Să nu mai fiu impulsivă. Mihaela, originară din satul mare, este o persoană cu un caracter puternic, care știe ce își dorește de la viață. Cu un trecut profesional ca recepționer într-un hotel și o educație solidă în domeniul alimentar, ea își dorește un partener care să fie la fel de sincer și direct ca ea este o femeie care prețuiește familia, având o relație strânsă cu mama și bunica sa, și consideră că valorile tradiționale sunt esențiale într-o relație de succes. Mihaela, am emoții foarte mari, chiar dacă am petrecut aici un an. Ce frumoase sunteți toate! Teodora, mulțumim! La fel! Cum ești? Mihaela, foarte bine! Chiar mi-era dor de casă și de tot ce ține de casa iubirii. A fost o experiență atât de frumoasă, încât vă sfătuiesc să profitați la maxim de ea. În plus, Mihaela a subliniat importanța echilibrului în relațiile de cuplu. Ea afirmă că, deși place să dețină controlul la locul de muncă, acasă își deschide sufletul în fața bărbatului iubit, căutând sinceritate și fidelitate în schimb.